Tesla se prăbușește 1,39% doar în câteva ore după ce a fost raportarea financiară a trimestrului 2. Ei bine, ce a determinat această scădere uriașă într-un timp atât de scurt? Ei bine, în videoul de astăzi vom vedea lucrurile bune care s-au întâmplat pentru companie și lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat. Și vom vedea cum impactează produsele actuale și produsele viitoare evaluarea companiei. Este singurul lucru pe care îl vom face astăzi? Nu vom vedea și cât ar trebui să fie evaluarea corectă pentru Tesla astăzi, astfel încât să vedem cum ar trebui să te poziționezi față de Tesla în următoarea perioadă. Și înainte să ne apucăm de video, vreau să ți mulțumesc și să spun că te apreciez pentru faptul că ești aici și pentru faptul că vrei să scrii nivelul de cunoștințe și abilități, astfel încât să devii un investitor mai bun. Și dacă vrei în continuare să afli informații interesante despre companii, atât din România cât și din străinătate, te rog poți să -te, te abonezi ca să ne vedem și în viitor. Și haideți să ne uităm pe raportul financiar. Raportul financiar care a fost lansat aseară a venit, bineînțeles, și cu o conferință de presă la care Elon Musk a vorbit. Însă, haideți să ne uităm mai întâi pe numerele pe care le-a oferit compania. Ei bine, se pare că cifra de afacere în momentul de față este în scădere cu 7% față de anul trecut. Tesla fiind o companie de creștere, o companie la care ne așteptăm ca cifra de afacere să fie în continuare în creștere de la o perioadă la alta. E bine, la Tesla cifra de afacere este în scădere acum. Doar că se pare că sunt anumite sectoare ale companiei care sunt într-o creștere, într-o creștere destul de mare și anume sectorul energetic în care Tesla activează a crescut cu 100% de la un trimestru la altul, o creștere foarte mare. Și în același timp și zona de servicii a crescut cu 21%. Doar că aceste două zone care au crescut foarte mult, nu sunt direcțiile principale ale business-ului Tesla. Tesla are ca business principal în momentul de față vânzarea de, vânzarea de vehicule electrice. Și vânzarea de vehicule electrice se pare că astăzi nu reușește să susțină creșterea de la care ne așteptăm pentru această companie. Sunt singurele lucruri bune pe care le-am văzut, mai sunt și alte lucruri bune. Aici se pare că marja de profitabilitate este în creștere față de trimestrul trecut, chiar dacă este în scădere față de al doilea trimestru a anului trecut. Eu consider că, fiind un lucru bun, observăm că marginea este într-un trend ascendent în momentul de față. Pe lângă faptul că marginea este într-un trend ascendent, și marginea operațională este pe un trend ascendent. Lucruri care mie îmi plac. Da? Deci, aceste două lucruri sunt, sunt foarte, foarte benefice și sper ca de acum înainte. Să se continue acest trend ascendent. Problema este că EBITDA este în scădere și este în scădere destul de mult. Lucrul acesta nu este foarte benefic pentru o companie de creștere, să aibă EBITDA în scădere. Este în scădere cu mult, este în scădere cu suficient. Pe lângă faptul că EBITDA este în scădere, și profitul net al companiei este în scădere și este în scădere grav de tot. 45% scădere a profitului net. Și în același timp, și EPS-ul este în scădere cu 46%. Aceste scăderi sunt uriașe. Sunt niște scăderi la care nu ne așteptăm să le vedem foarte des pentru o companie de creștere, pentru o companie de tip growth, pentru o companie la care noi vrem să aibă creșteri de 45% de la un an la altul, nu scăderi de 45% de la un an la altul. Da? Deci, în momentul de față, profitabilitatea companiei este la pământ, este în cădere liberă. Așa ceva nu vrem să vedem. Haideți să ne uităm și la producție. Da? Și avem producția în scădere cu 14%, adică Tesla produce astăzi cu 14% mai puține mașini decât anul trecut. Problema este că și livrează mai puține mașini decât anul trecut. Adică numărul de mașini livrate către client este în scădere și dacă ne uităm la numărul de mașini care sunt cumpărate cu leasing operațional în scădere cu 53%, 53%. Asta înseamnă că astăzi oamenii nu mai vor să facă leasing, nu mai vor credite, nu mai vor să plătească rate. Acest lucru se regăsește în mod direct în cifra de afacere a companiei și în numărul de vehicule produse și livrate. Atunci haideți să mergem mai departe. Compania crește, crește agresiv în zona de energie. A crescut și a crescut numărul de storage cu 158% și crește și zona de servicii, zona de FSD, zona de superchargere. Crește la fel de mult ca zona de energie, nu la fel de mult, dar măcar sunt câteva sectoare care sunt în creștere. Mare atenție, zona de energie și zona de servicii pentru tesla astăzi. Nu reprezintă cea mai mare bucată din companie, reprezintă o bucată foarte mică. Vor ajunge în viitor aceste sectoare de servicii și de energie să fie o bucată mai mare din companie? Cel mai probabil. Însă, astăzi, lucrurile stau în felul următor, aceste sectoare nu sunt atât de impactante. Și atunci, dacă ne uităm la numărul de mașini vândute, observăm că astăzi acest număr de mașini vândute este în scădere, atât în Europa, cât și în America, cât și în China. Adică, Tesla vinde din ce în ce mai puține mașini. Este un trend care mie nu-mi place. Este un trend la care nu ne așteptam să-l vedem atât de agresiv în scădere. Se va întoarce acest trend? La un moment dat, probabil se va întoarce și vor începe să aibă din ce în ce mai multe mașini vândute. Însă, astăzi, lucrurile nu stau deloc așa. Doar că zona care este foarte interesantă într-o creștere accelerată, după cum am spus, zona de servicii, care este într-o creștere foarte, foarte mare, și zona de energie. Aceste două sectoare care au creșteri foarte, foarte, foarte bune. Vor avea creșteri asemănătoare și în viitor, creșteri de 100% de la un trimestru la altul? <gânt> Probabil că nu. Dar, în momentul de față, așa stau lucrurile. Și atunci, dacă ne uităm și la FSD, care este una dintre cele mai importante arii în care Tesla lucrează astăzi, observăm că FSD-ul este din ce în ce mai folosit pe mașinile de la Tesla. Și, în același timp, Tesla vrea să cumpere din ce în ce mai multe chipuri ca să antreneze acest sistem de FSD, ca să devină din ce în ce mai bun. Doar că această creștere a numărului de chipuri și a puterii de procesare pentru Tesla vine mai degrabă ca un semnal bullish pentru Nvidia, pentru că Tesla va cumpăra aceste chipuri de la Nvidia. Și atunci dacă Tesla va cumpăra chipuri de la Nvidia, înseamnă că majoritatea companiilor mari din piață vor cumpăra cipuri de la Nvidia Dacă cumpără toată lumea cipuri de la Nvidia Atunci probabil că Nvidia va fi profitabilă Și va fi din ce în ce mai profitabilă până la sfârșitul anului da? Asta înseamnă un semnal bullish mai degrabă pentru Nvidia decât pentru Tesla Pentru că Tesla momentan nu produce cipuri Adică are un program care se cheamă Dojo pentru producerea de cipuri Însă astăzi nu este la nivelul unei companii cum este Nvidia Nu este la același nivel Și atunci ei, asta Tesla se bazează în mare parte pe Nvidia. Momentan, FSD-ul nu este gata. Cu cât trece mai mult timp, cu atât ne dăm seama că este foarte complicat să ajungem într-un punct în care FSD-ul să fie gata și să poată să fie livrat în masă. Și atunci, dacă FSD-ul nu este gata, o să fie complicat și pentru Optimus. Pentru că Optimus este direct dependent de FSD. Adică în momentul în care Tesla va reuși să soluționeze FSD-ul, adică acest self driving. Va soluționa și problemele pe care le are cu Optimus. În momentul de față, Optimus, după cum poți să-l observi, este funcțional, el trăiește să zicem. Este în fabrică, doar că nu face mare lucru. În momentul de față, doar ia baterii de pe această linie de producție și le pune în această cutiuță. Asta este maximul pe care îl face în momentul de față. Optimus. În viitor va face mai mult de atât? Nu știm, sperăm că da. Dar astăzi atâta face. Chiar dacă ne-am dorit să fac mai mult, astăzi doar cu atâta se ocupă. Și atunci, înainte să ne uităm la evaluarea companiei și să vedem cam care ar trebui să fie prețul pe care ar trebui să-l plătim, haideți să ne uităm la câteva comentarii importante ale lui Elon Musk. Elon Musk fiind CEO-ul companiei, ne interesează ce spune. Ei bine, el a spus în felul următor, că dacă până anul acesta se discuta doar de faptul că Tesla va avea competiție în piață, cel puțin pe piața de vehicule electrice. Ei bine, astăzi competiția a ajuns, da? Deci, competiția are vehicule electrice, doar că nimeni dintre cei care concurează astăzi cu Tesla nu sunt profitabili. BYD este profitabilă, doar că nu pe vehiculele electrice, este profitabilă pe vehiculele hibride și cu combustie internă. Pe vehiculele electrice, din câte știu eu, sunt undeva pe la zero. Și atunci, chiar dacă în momentul de față majoritatea producătorilor au mașini electrice la vânzare, se pare că doar Tesla este profitabil Modelul 2 va fi lansat în prima parte a anului 2025 Modelul 2 este mașina ieftină pe care ne-o permite Elon Musk Acum, Elon Musk a mai făcut și în trecut promisiuni că va produce această mașină De data aceasta spune că în 2025 Se va întâmpla în 2025? Nu știu, vom vedea FSD astăzi este foarte competitiv și se așteaptă să devină din ce în ce mai bun. Eu sunt convins că FSD-ul va deveni din ce în ce mai bun. Întrebarea este ok, va deveni din ce în, ce în ce mai bun. Doar că care este acel moment în care ne vom putea baza 100% pe FSD? Păi, dacă ne luăm după ce a spus Elon Musk în 2017, 2018, 2019, 2020, 2021... De fiecare dată Elon Musk a spus că din 2017 până în prezent, la sfârșitul anului, FSD-ul va fi gata. Au trecut deja 6-7-8 ani, FSD-ul nu este gata. Asta înseamnă că va mai trece 6-7 ani până va fi gata? Abar n-am. N-am nici cea mai vagă idee. Problema este că nu ne putem lua după ce spune Elon Musk. Pentru că Elon Musk spune deja de foarte mulți ani că FSD-ul va fi gata și nu e gata. Va fi gata anul ăsta? Nu știu. Sper. <laughs> Dar speranța mare ultimă. Pe lângă faptul că fsd ul nu este gata, se pare că anul acesta vom avea lansarea unui robotaxi și al altor câteva produse. Acum, acest, această mașină care va fi lansată anul acesta este dependentă 100% de FSD. Robotaxiul nu este o mașină de sine stătătoare. Robotaxiul Va fi dependent 100% de FSD. Și dacă FSD-ul nu este gata, atunci care sunt șansele ca Tesla să producă robotaxiul? Foarte mici. Chiar dacă el va fi lansat anul acesta, nu știm exact când va fi pe străzi. Nu știm când vom putea profita de el, nu știm care vor fi randamentele acestui produs, nu știm mare lucru. Adică putem să facem presupuneri, putem să facem prognoze, doar că în momentul de față sunt date scoase din burtă. Nu avem nimic palpabil. Pe lângă faptul că nu avem nimic palpabil legat de robotaxi, nici pentru Optimus nu avem foarte multe lucruri palpabile. L-am văzut că, în momentul de față, este deja în fabrici și face treabă, muncește pentru Tesla. Și Elon Musk spune că din 2026 se va produce în masă. Doar că, din nou, și Optimus este în dependență foarte mare de FSD. Și FSD-ul nu este gata. Doar că Elon Musk spune în felul următor, sectorul energetic în momentul de față este un sector foarte important pentru Tesla, doar că acest sector energetic este limitat astăzi de capacitatea de fabricație pentru acest sector. Lucru care, care nu-mi nu place, pentru că în momentul în care vezi un sector care crește 100% de la un trimestru la altul, vrei să poți avea posibilitatea de a produce cât mai mult pentru acest sector. Și Elon Musk spune că momentan este limitat Și atunci, după ce ne-am uitat pe raportul financiar, am văzut care sunt informațiile clare despre companie în momentul de față Am văzut care sunt și comentariile pe care le-a făcut Elon Musk Haideți să vedem câteva adevăruri factuale, da? deci care nu pot fi contestate și adevăruri bazate pe speranță Și haideți să începem cu adevărurile factuale Factual, în momentul de față, cifra de afaceri a companiei este în scădere Profitul este în cădere liberă, profitul este în cădere liberă accelerată, da? deci 46% profit în scădere de la un trimestru la altul. Așa ceva foarte rar se întâlnește la o companie care se vrea, fiind o companie de creștere. Producția și livrarea de mașini este în scădere, doar că avem și câteva informații bune. Sectorul energetic este în creștere accelerată și sectorul de servicii este în creștere. Doar că, în momentul de față, FSD-ul nu este gata. Se lucrează la el, da, dar nu este gata. Optimus nu este gata. Se lucrează la el, da, dar nu este gata. Robotaxiul nu este gata. Va fi lansat anul acesta, dar nu este gata. Modelul 2 nu este gata. Nici măcar nu a fost lansat. Și atunci, chiar dacă în momentul de față avem perspective că compania va fi din ce în ce mai bună, și atunci chiar dacă astăzi avem perspectivă că compania va fi din ce în ce mai bună, în realitate, nu știm când vor fi gata toate aceste produse, toate aceste servicii pe care compania vrea să le livreze. Da? Deci nu știm. Putem să sperăm doar că va fi gata anul ăsta sau la anul. Numai din această cauză avem și niște adevăruri bazate pe speranță. Și aceste adevăruri bazate pe speranță spun în felul următor. Că FSD-ul va revoluționa industria auto. O va revoluționa sau nu, nu știm, vom vedea. Mai sunt și alte companii care au servicii asemănătoare. Optimus va revoluționa producția și va îmbunătăți viețile oamenilor. Se va întâmpla acest lucru cel mai probabil, doar că în momentul de față nu este gata. Nu știm câți roboți va vinde Tesla, nu știm la ce prețuri, nu știm la ce margini. Vor fi la un moment dat produși acești roboți? Probabil. Doar că astăzi nu avem foarte mare idee despre direcția în care se duce companie când vine vorba despre Optimus. Robotaxi va băga în faliment Uber, Bolt și alte servicii asemănătoare. Se va întâmpla asta 100%? Dacă vom avea FSD-ul, gata, probabil. Dar în cazul în care FSD-ul nu va fi gata și robotaxiul nu va fi lansat în următoarea perioadă, care sunt șansele să bage în faliment uber și o, bolt și așa mai departe? Nu foarte mari. Modelul 2 va fi pentru Tesla se asemănător cum iPhone-ul a fost pentru Apple. Din nou, în momentul de față nu avem nici cea mai vagă idee ce o să reprezinte modelul 2. Putem să sperăm că va fi un model important pentru Tesla, doar că astăzi nu știm. Producția și livrarea de mașini electrice vor începe să crească din nou. Adică Tesla va începe să producă și să livreze din ce în ce mai multe mașini. Problema este că nu știm de când. Pe lângă asta, în momentul de față, vânzarea de mașini este în dependență foarte mare de credit. Pentru că na, mașina este la un preț destul de ridicat. Și atunci, Majoritatea oamenilor nu își permit să o cumpere cu banii jos. Tocmai din cauza asta, creditul este important când vine vorba de vânzarea mașinilor electrice. Și astăzi nu știm exact când se va începe scăderea dobânzii de referință, dacă se va începe agresiv, dacă va fi o recesiune și așa mai departe. Și atunci, din nou, speranța este că nivelul de mașini produse și livrate va fi în creștere la un moment dat, doar că nu știm de când. Sectorul energetic și sectorul de servicii se vor dubla în fiecare an de acum înainte. Se va întâmpla așa? Păi nu Musk spune că nu, pentru că sunt limitați de producție. Atunci, dublarea aceasta a sectoarelor energetic și de servicii nu este foarte realistă când te gândești că este limitată în momentul de față. Nu spun eu, spune Elon Musk. Toate aceste viitoare produse vor face din Tesla cea mai valoroasă companie la nivel global. Ok. Eu sunt de acord că există posibilitatea ca la un moment dat Tesla să ajungă cea mai valoroasă companie la nivel global. Dar întrebarea este, astăzi Tesla este cea mai valoroasă companie la nivel global? Astăzi se pare că nu, pentru că astăzi Tesla acționează în trei sectoare și cel mai important este sectorul auto. Oricât de mult am vrea noi să spunem că Tesla este o companie care se ocupă de tehnologie, de creștere, că se ocupă de salvarea mediului înconjurător, Ok, bun. Salvează mediul înconjurător, dar ce vinde astăzi Tesla? E bine, Tesla astăzi vinde mașini, servicii și energie. Da? Ne-am uitat pe raportul financiar, asta vinde. Va vinde întotdeauna aceste produse? Nu știm. Pentru că, în momentul de față, se prognozează că vor vinde și alte produse, dar care nu sunt gata. Da? Ok? Deci nu sunt gata. Dacă nu sunt gata, atunci eu ar trebui să plătesc pentru aceste produse care o vor fi gata sau nu vor fi gata astăzi. Tocmai din cauza aceasta, fii atent, te întreb și pe tine, merită o evaluare de 63 mai mare decât ips ul O companie care are profituri în scădere cu 46% merită? Da, deci compania își scade profitul cu 46% de la o perioadă la alta, dar își crește cererea din piață. De ce își crește cererea din piață? Pentru că avem speranța că va ajunge să fie cea mai valoroasă companie din lume la un moment dat când va ajunge cea mai valoroasă companie din lume? La anul? Peste 2 ani? Peste 10 ani? Va ajunge vreodată? Nu știm, dar avem speranța. De ce avem această speranță? Pentru că Elon Musk știe să facă vânzare foarte bună. El știe să vândă speranță foarte bună. Asta nu înseamnă că nu va avea efect ul gata sau nu va avea pe Optimus gata sau alte produse nu vor fi gata. Sub nicio formă. Poate vor fi gata la un moment dat. Doar că astăzi nu sunt, sub nicio formă nu sunt gata. Tocmai din cauza asta, el vine la fiecare conferință de presă și mai vinde un pic de speranță, mai, mai vinde un pic de speranță. Ține minte că FSD-ul trebuia să fie gata din 2017. Din 2017 el a spus că va fi gata. Suntem în 2024 și încă nu este gata. Și atunci va fi în curând gata? Nu știu, vom vedea. Și dacă în momentul de față compania crește pe baza speranței, haideți să ne uităm să facem o analiză tehnică, să vedem ce ar trebui să se întâmple cu compania în următoarea perioadă, și dacă astăzi este corect evaluată, este subevaluată sau este supraevaluată. Și dacă facem o analiză tehnică, observăm în felul următor. Dacă ne uităm pe ultimii ani, observăm în felul următor. Tesla a avut minime pe grafic în creștere. Problema este că a avut și maxime în scădere. Da? Deci, minime în creștere, maxime în scădere. Ce trend e ăsta? Păi nu e niciun fel de trend este mai degrabă un triunghi. Doar că ce observăm este în felul următor. În ultima perioadă, maximele au devenit în creștere. Și atunci, dacă în următoarea perioadă vom avea și minime în creștere, atunci se va întâmpla un fenomen. Și anume, în momentul în care ai două maxime și două minime consecutive în creștere, asta definește un trend ascendent. Și dacă prețul se va corecta în continuare până în apropierea prețului de 150 de dolari pe acțiune, în realitate, 150 de dolari pe acțiune este o evaluare corectă a companiei Tesla astăzi. Se va întâmpla 100% să ajungă până la 150, nimic nu este 100%. Dar cam asta este direcția din punct de vedere tehnic pentru următoarea perioadă. Dacă facem și o prognoză după analiza fundamentală a companiei, o să vezi că prețul ar trebui să fie undeva pe la 150. Valoarea intrinsecă a companiei ar trebui să fie undeva pe la 150. Și atunci, întrebarea este în felul următor. Eu voi veni să cumpăr Tesla în momentul în care valoarea companiei va veni la 150 de dolari pe acțiune? Nu. <laughs> nu, nu voi cumpăra. De ce nu voi cumpăra? Păi, dacă ne uităm în tabelul acesta pe care eu l-am construit pentru a face analiza companiilor în care aș vrea să investesc, mi-am pus preț țintă de achiziție pentru Tesla, 100 de dolari. Ei bine, întrebarea ta ar trebui să fie acum, păi, dacă tu te-ai pus preț țintă de achiziție 100 de dolari, de ce ne spui nouă că prețul corect al companiei ar trebui să fie la 150? Ok, din punct de vedere fundamental și tehnic, prețul companiei ar trebui să fie la 150 de dolari pe acțiune. Problema este că eu nu am încredere în Elon Musk. În momentul de față, nivelul meu de încredere în Elon Musk este la cele mai joase cote. Tocmai din cauza asta, eu aș cumpăra compania Tesla doar în momentul în care ar fi subevaluată. Da, deci dacă compania ar fi subevaluată, aș cumpăra. De ce nu? Pentru că posibilitatea de creștere este foarte mare. Și riscul pe care mi-l oferă astăzi Elon Musk ar fi compensat de faptul că este subevaluată Dar astăzi nu este subevaluată La 200 de dolari pe acțiune? Nu Mai mult decât atât, compania este supraevaluată astăzi Pentru că compania crește doar din speranță Pentru că profitul este în scădere și este în scădere accelerată Asta nu înseamnă că și tu ar trebui să setezi aceleași valori de cumpărare pentru Tesla și asta nu înseamnă că în următoarea perioadă Tesla va ajunge garantat la 100 de dolari. Sub nicio formă. Doar că asta este direcția pe care o văd eu pentru companie în următoarea perioadă. Și eu aleg să nu mai investesc în Tesla pe baza speranței și aleg să investesc în companie doar în momentul în care se întâmplă niște lucruri foarte, foarte interesante, și anume, Elon Musk va veni să lucreze din nou pentru companie, compania va fi subevaluată și subevaluată foarte mult și compania va începe din nou să-și crească profiturile. Până atunci, eu o să stau deoparte. Acum, asta înseamnă că dacă eu nu mai sunt investitor în cadrul companiei Tesla și aș cumpăra doar dacă prețul ar ajunge la 100 de dolari pe acțiune, înseamnă că nici tu nu ar trebui să mai cumperi Tesla sau ar trebui să vinzi dacă deții acum? Nu, sub nicio formă. În cazul în care tu crezi că până la sfârșitul anului, FSD-ul va fi gata, Probeltax-ul va fi gata, optimus va fi gata. Toate aceste produse la care Tesla se așteaptă să revoluționeze industrie. Dacă crezi că vor fi gata până la sfârșitul anului, păi nu ai de ce să vinzi acțiunile, ci mai degrabă ai putea să cumperi mai multe ca să fii părtași la creșterea companiei în următoarea perioadă. Însă în momentul de față, după cum ai putut observa, aceste produse nu sunt gata. Da? Deci ele astăzi, în mod real, nu sunt gata, dar dacă crezi că vor fi gata în curând, poate ar trebui să-ți crești posesia și nu să-ți o scazi. Deci nu fă neapărat ce fac eu, ci ia propriile decizii, dar conștiente. Da? Deci decizii conștiente, astfel încât să nu te lași influențat de ce se întâmplă în piață pe termen scurt.